Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre aria triunghiului. Astfel, vă spun că aria triunghiului este egală cu jumătate din produsul lungimii unei laturi și a înălțimii corespunzătoare acesteia. Pe desenul prezentat putem scrie că aria triunghiului ABC este egală cu AC ori BD supra 2. În continuare, definim aria triunghiului echilateral ca fiind L pătrat radical din 3 pe 4. Triunghiul echilateral este triunghiul care are toate laturile egale. Înălțimea corespunzătoare bazei pică la jumătatea laturii, și astfel, aplicând acolo teorema lui Pitagora, obținem formula prezentată mai sus. În triunghiul dreptunghic, avem că aria triunghiului dreptunghic este cateta 1 ori cateta 2 pe 2 sau ipotenuza ori înălțimea pe 2. Din aceste două formule de calcul al ariei putem deduce că înălțimea corespunzătoare ipotenuzei este egală cu cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză. În continuare vom rezolva problema 1, care se referă la un parc de joacă pentru copii în formă de triunghi soscel. Acesta este străbătut de două alei, CE și AD, perpendiculare pe laturile sale, cum arată figura alăturată. Știind că AB e 15 metri, BC 18 metri și aleia AD 12 metri, vom determina împreună aria suprafeței parcului, și lungimea alei CE. Astfel, la subpunctul A, vom scrie formula ariei triunghiului ABC, care reprezintă parcul nostru, ca fiind egală cu BC ori AD supra 2. BC este 18 metri, AD este 12 metri supra 2, adică 108 metri pătrați și astfel am determinat aria suprafeței parcului. La sub punctul B vom scrie aria triunghiului ABC ca fiind AB ori CE supra 2, adică baza și înălțimea pe care trebuie să o determinăm. Așadar, 108, pentru că aria suprafeței parcului am calculat-o la subpunctul A, este egală cu 15 ori CE pe 2. De aici rezultă că CE este egal cu 216 supra 15, adică 14,4 metri. Se referă la o bucată de tablă în formă de triunghi Laturile tablei având dimensiunile de 13, 14 și respectiv 15 cm. Știind că suprafața tablei e de 84 de cm pătrați, dorim să determinăm distanțele de la fiecare vârf al acesteia la laturile opuse. Astfel, vom aplica aria triunghiului ABC ca fiind AC ori BE P 2, BC ori AF pe 2 și respectiv AB ori CD pe 2, adică 84 este egal cu 13 ori BE pe 2, este egal cu 14 ori AF pe 2 și respectiv 15 ori CD pe 2. De aici deducem că BE va fi egal cu 168 supra 13 cm, AF este egal cu 168 supra 14 cm, adică 12 cm, și respectiv CD este 168 pe 15. Adică 11,2 cm. Aceasta a fost lecția despre aria triunghiului. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!